doamnă. Au venit structuriștii și mi-au explicat că dacă iau capacul, adică încep să tai etajele de pe asta, se produce alunecare de pământ și catedrala suferă. Ca să nu sper să n-am gura aurită cu... Păi când m-au speriat așa, doamnă, ce să fac? N-am găsit niciun motiv. Singurul lucru cu care l-am discutat cu monseniorul, monseniore, sunt cam mulți bani. Dânsul susține, că a vorbit și dânsul cu specialiștii, că sunt mulți bani pentru demolare. Cel care a construit-o, Doicescu, domnul Doicescu, mi-a spus foarte clar, mă, Sorine, e o dărâmă, asta e hotărârea și de asta, dar să știi că te costă. Am cerut niște prețuri estimative, mă rog, unii zic așa, unii zic între 15 milioane de euro și 20 de milioane de euro. Doamnă, asta înseamnă aproape 100 de milioane de roni. Bun, dar pe mine mă interesează chintesența. Dacă specialiștii pe care... Bun, vreau să vă spun că Institutul de Arhitectură a lăsat o sinedie în pronunțare, de motivele pe care le înțeleg, dar... Adică dă frică, doamnă, dă frică. Urbanismul la fel, cu tot respectul pe care l-am pentru oamenii acolo, iar Institutul de Construcții, surpriză. La fel. Am luat o firmă de specialitate, doamna, am angajat o firmă, o plătim noi pe un studiu, că dacă... Păi da, doamnă, că n-am ce... Doamnă, nici măcar nu i-a spune nouă, că nimeni n-a făcut până acum la chestia asta. Au fost doar vorbe aruncate. În momentul când expertiza îmi spune clar, nu, domnule, riscul este foarte mic de atâta la sută și asta, eu acum la bugetul de 2015 propun și supun aprobării Consiliului, că așa e legea, bugetul pentru demolare în cadrul bugetului mare. Și asta fac, doamnă, trebuie dus la îndeplinire o hotărâre judecătorie. Să nu stau să mă joc. I-am explicat și monseniorului, a înțeles sau sper că a înțeles. Probabil